Un tragic eveniment s-a produs aseară între două localități aflate la limita județelor Teleorman și Giurgiu. O tânără în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața și alte trei persoane au fost rănite. Trei vehicule au fost implicate în accident, un autoturism, o autoutilitară și o căruță. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Giurgiu, șoferul autoturismului ar fi depășit neregulamentar atelajul Hipo, intrând astfel în coliziune cu autoutilitara condusă de către un cetățean bulgar. Toate cele patru victime aflate în autoturism sunt din localitatea Pietrișu. Cei trei conducători ai vehiculelor implicate în accidentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul atelajului Hipo, iar pentru ceilalți doi rezultatele au fost negative. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul din dotare, reieșind indicii cu privire la posibilă prezență a substanțelor psihoactive pentru șoferul autoutilitarei, iar pentru cel al autoturismului rezultatul a fost negativ. Printre pasagerii din autoturism se afla și o minoră în vârstă de 14 ani care a fost transportată la spital. Singurii care au scăpat nevătămați în urma acestui accident sunt șoferul autoutilitarei și căruțașul băut, în acest caz continuă cercetările pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive.